Vă salut, prieteni, din standul Ferrari și uitați-vă ce am găsit aici. Este noul F8 Tributo, un model care îl va înlocui pe 488 GTB și, de fapt, cu care seamănă destul de mult în partea din față, chiar dacă aici s-a lucrat un pic la forma bumperului din față și un pic a farurilor. Aerodinamica aici a fost îmbunătățită, răcirea a fost îmbunătățită, în special la frâne. Dar ceea ce unde găsim noi mai multe schimbări este, de fapt, în partea din spate a mașinii. Vorbim despre o mașină cu un motor amplasat central și ceea ce putem găsi aici pe, în spate, despre ceea ce vroiam să vă spun eu în primul rând, este că pentru prima dată de la F430 încoa apare pe un model cu motor amplasat central, apar stopurile duble în spate aici. Arată extraordinar și de mult nu am văzut așa ceva pe un Ferrari cu motor amplasat central. Și dacă tot vorbim despre un motor, ceea ce ne reamintește de un F40 este această parte din sticlă, deci motorul poate fi văzut aproape în totalitate. Este o sticlă făcută de către băieții de la Lexar și uite, este întretăiată în trei părți, poate ca căldura să iasă mult mai bine. Acest spoiler este în totalitate din carbon. Ei au lucrat tare mult ca aerodinamica să fie mult mai bună aici în spate. Are și un difuzor de aer aici cu aerodinamica activă, deci își schimbă un pic unghiul de acolo de jos acest difuzor. Ce să vă mai spun, ar trebui să urc acum în interior, dar înainte de asta vreau să vă zic un pic despre motorul de 3,9 litri V8 turbo, care produce 720 de cai putere. Este unul dintre, de fapt, poate chiar cel mai reușit V8 produs de Ferrari în ultimii ani. Un motor pe care de vreo 20 de ani îl tot vedem pe modelele Ferrari și care întotdeauna este îmbunătățit. Accelerează mașina în 2,9 secunde, deci cam cu vreo 0,05 secunde mai greu decât un Ferrari pista pe care stă același motor. Viteza maximă deocamdată nu a fost anunțată, însă cu siguranță mașina asta poate trece la peste 300 de kilometri la oră. Vă invit acum poate în interior, haideți să vedem mașina de aici. Se iese greu, destul de greu dintr-un Ferrari F8 Tributo. Hai să vedem. Marea modificare de aici din interior, sper că mă vedeți bine, marea modificare de aici este volanul, care are o formă ușor nouă și care este un pic mai mic decât la un 488 GTB. Forma este extraordinară aici, simți carbonul în mod normal, aici sunt niște luminițe care te anunță când ar trebui să schimbi treptele. Multe lucruri aici, poți porni motorul de pe volan, luminile tot de pe volan, poți schimba setările la suspensie tot de pe volan și ai câteva moduri aici, modul pentru drum, wood, sport, race, traction control off și ESC off. De altfel, apropo, în acest mod, CT off, cei de la Ferrari spun că mașina asta poate derapa mult mai bine decât un 488 GTB, iar tot în comparație cu el, din cauza aerodinamicii și a mai multor modificări efectuate la acest model, un F8 Tributo poate ieși sau are o viteză de ieșire din același viraj în comparație cu un 488 GTB cu 6% mai mare. Deci este o mașină mai rapidă. Eu sper că vă place acest model. Este impresionant acest Ferrari, ce să vă spun. Deocamdată prețul nu a fost anunțat. Mie tare îmi place scaunul, chiar este tare profilat și cred că este o mașină impresionantă. Spuneți-mi și voi care este părerea voastră despre acest F8 Tributo. Nu uitați de subscribe, nu uitați de clopoțel și nu uitați de autoblog.md. Pe curând la toată lumea!